pe și pe noi, încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O nădejde care ne încurajează, care ne înfrățește, care ne deschide cerul și le așternă la picioarele noastre și pentru care, și în comparație cu care, lumea nu mai are nicio valoare. Mă alătur fratelui Gigi să mulțumim fraților care cu efort au venit să onoreze și să laude pe Domnul în mijlocul nostru în această zi. Mulțumim tuturor celor care din alte părți decât din comunitatea Bucov au ales să fie astăzi aici, să facă același lucru în gând, deopotrivă cu frații care ne-au cântat cu voce tare și cu bucurie. Mulțumim Domnului însă mai presus de toate, că are un plan cu noi într-un loc în care nu o să mai fie predici. Îmi doresc să ajungem acolo și să fim cu toții și să ne îmbrățișăm unii cu alții și să ne bucurăm la picioarele Domnului Hristos că s-a terminat cu tot și cu toate și a rămas doar un singur lucru care nu se poate termina niciodată. Deci prorociile se vor sfârși, limbile, traducerile, dicționarele, celelalte lucruri vor înceta. Dar dragostea, de care tocmai am ascultat adineauri refrenul, nu? Textului de aur, dragostea nu va avea sfârșit niciodată. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu ne iubește. Și Dumnezeu vrea să vină în sufletele noastre și să ne aibă pentru sine. Religia Domnului Hristos, adică Hristos însuși, că e același lucru. Orice altă religie care nu e Hristos, e o prostie, o înșelăciune mai sofisticată sau mai simplă cu care diavolul, înșelătorul, a reușit să-i păcălească pe oameni. Dea Dumnezeu să nu ne înșele și pe noi. Orice am face pentru Dumnezeu, orice pretenție de așa zisă neprihănire cu care am pretindeme că ne îmbrăcăm, este o întristare mare pentru inima sfântă, care știe că religia este El însuși. Eu sunt, zice, religie. De ce? Pentru că cuvântul în sine înseamnă religare, nu? Refacerea unei legături pierdute. Și vine Domnul Iisus și spune: nimeni nu poate ajunge la Tatăl, adică religie, refacerea legăturii cu Tatăl, decât cum? Păi ține sabatul, dă zecime, face milostenie și nu știu ce mai face, eu știu, mătănii, să închide în mănăstire, etc. Fiecare, într-un fel sau în altul, de 6.000 de ani în pace, s-a lăsat păcălit de diavol, se crede că face el ceva ca să se reconecteze cu izvorul vieții și dragostei nemărginite. Păcat. Sperăm cu toată bunătatea Domnului să nu ne numărăm printre acest tip de oameni înșelați, deși primejdea e mare. Pavel spunea, ca nu cumva, după ce am predicat pe Hristos religia, nu? Legătura cu Tatăl. Nu cumva eu însumi să fiu cum? Lepădat. Adică deconectat de Dumnezeu, desfăcut de bunătatea și de mântuirea Lui prin alegerea proprie. Acum, să mai citim o dată cuvântul sfânt al acestui minunat apostol pe care îl iubim, chiar dacă nu l-am văzut. Așa cum i-am iubit, noi cred că în numele tuturor pot să spun treaba asta pe frații prea iubiți, Alexandru și pe sora Elisabeta, nu? Chiar dacă noi am văzut și noi am cunoscut, mai în ultima vreme i-am și văzut așa, electronic. Dar uite că acum îi iubim așa că îi și vedem. Într-o bună zi o să ne întâlnim, dacă Domnul ne milostivește și pe noi, să-L primim în sufletele noastre, o să-L vedem pe fratele Pavel. Acum îl cunoaștem noi, dar nu l-am văzut. Numai să ne aducem aminte de el, din felul care lăuda pe Dumnezeu, în cuvântul care ni l-a lăsat scris la romani, nu la români. Haideți să vedem. Minunate, minunate aceste cuvinte din capitolul 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Strântorarea? Prigonirea? Foametea? Lipsa? Primejdia? Sabia? Sabia deja... Nu, chiar că știe să desparte. Adică cealaltă mai e cumva. Dar sabia... Nu. Și pe urmă,
subliniază că sunt bine încredințat, că nici moartea, deci începe ultima cu sabia aceea, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici vreo altă făptură, nu vor fi în stare, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ne-a ales și pentru că dacă ne-am lăsat aleși, încă nu există inventată în tot Universul Dumnezeu vreo putere în stare să ne mai despartă din mâna Lui. Când ne-a întins mâna și ne-a spus să te fac mireasă pentru mine, veșnic, cine mai are curajul să te smulgă din mâna Lui? Și Pavel spune, sunt bine încredințat. Nu știu dacă noi suntem la fel de bine încredințați, dar el știa ce spune. Un om care gustase din Dumnezeu. Îmi doresc și dreptul meu și cred că cu toții ne dorim să gustăm din dragostea care ne leagă veșnic de El. Acum, aleși, așa s-a înțeles, vorbeam noi între noi aseară despre frumusețea mântuirii care vine doar prin har, Efeseni capitolul 2, cu versetele 8 la 10, prin credință. Deci nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ne-a ales să fim mântuiți, sfinți și prea iubiți pentru sine. Și dacă tot ne-a chemat și ne-a ales, zice că ne-a predestinat, zice, i-a rânduit pentru viață veșnică în Hristos Iisus. Și dacă tot ne-a predestinat pentru viață veșnică, cum zice tot aici la Romani, frumoase, strălucite versete. Dacă ne-a rânduit pentru viață veșnică, ne-a și îndreptățit, nu? Ne-a declarat neprihăniți. Și dacă ne-a declarat neprihăniți, ne-a și proslăvit. Păi cum? Că Pavel vorbește cu 2000 de ani înainte să ne naștem noi. Așa e mântuirea. Ne-a ales până la capăt. Deja ne vede îmbrăcați în alb, ca mireasă, lângă El, ca mire. Gata. Și acum rămâne o întrebare pentru studiul de astăzi. Studiul care să încercăm să-l numim lacrima de recunoștință. Cum te simți, mireasă dragă? Cum te simți? Aleasă, sfântă și prea iubită a Domnului. Dar nu orice Domn. Știți că, așa, se face obiect de comentariu și de publicat în toate revistele, când un anume domn al Pământului, indiferent de ce țară, nu, ca să fie domn, fie el domn financiar sau domn în afaceri sau ce fel de domn, de viță nobilă, își arată alegerea către o anume tânără. Nu se știe cu cât mai tânără ca el, mă rog, așa e pe luna aceasta. Și toată lumea pozează și toată lumea ia declarații și așa. Cum se simte? Cum să zic? Cea aleasă. Cum te simți că nu te-a ales un domn pământesc, când te-a ales cel care ca să-și dovedească dragostea, a întins palmele și a spus, iartă-o, Tată, că nu știe ce face. Și ca să fim siguri că nu schimbă părerea, a murit în poziția și în locul acesta. Cum te simți? Și răspunsul nostru va fi religia noastră. Dacă doar îi, cum să zic, mulțumim Domnului așa în cuvinte, Doamne, mulțumim că așa, dar cu viața noastră rămânem tot robi ai celorlalți, nu, eu știu, cunoscuți ai tinereții noastre. Și dacă umblarea mea și dacă gândirea mea și dacă înfățișarea mea și dacă îmbrăcămintea mea nu reprezintă recunoștința mea pentru Cel ce m-a ales și m-a declarat logornică și a declarat nunta și a spus că face pregătire mare, dacă toată viața mea nu dovedește că sunt logornică aceea, stau și mă întreb dacă o să fiu mireasă până acum.
dacă nu cumva mirele cu lacrima în ochi, nu de recunoștință, de durere, va zice, mai mireasa mea, de câte ori am vrut să vă strâng? Cum strânge găina foii să vă așinați? Vi se lasă casa nunții pustie. Mirele nu mai vine să te ia. Ce-ar fi mai trist pentru o mireasă care a visat cu bucurie darul care îi se pregătește să afle că nu mai vine? Avem cântarea cântărilor, avem acea superbă descriere când a venit cu Patașca, mult Solomon înconjurat de călăreți și cu, nu, poleită cu aur și îmbrăcat în toate veșmintele lui de împărat și când s-a dat jos din caleașcă și când au venit, nu, toată garda, nu, se îndreptau spre anume casă, prăpădit acolo într-un sat. Și când au venit, la cine au venit? La o tânără cu fața arsă de soare, dar prea iubită a lui, porumbița lui, aleasa, nu? Și n-a lăsat singură casa aceea. A luat-o. A umplut casa aceea cu prezența lui regească. Și a suit-o în Patașca lui Solomon și a dus-o în alai de muzică. Nu, cel mai slăvit împărat din toți împărații care a avut regatul lui Israel, împărăția lui Israel, împărat, era imperiul. Nu? Și câte națiuni supuseseră și făcuseră aurul la Ierusalim ca bronz, nu? Sau ca pietre de bronz și așa mai departe. Și a devenit împărăteața. Dar există, pentru că Biblia o spune, și cealaltă latură. Există riscul să nu răspundem atâtei dragoste, nemărginirii dragostei lui Dumnezeu. Cum răspunde? Nu? Haideți să vedem. Coloseni, capitolul 3, un sfat de astă dată grecilor, nu romanilor, zice Domnul Iisus, prin Pavel pentru noi toți. Zice la versetul 12, astfel dar, deci logotică, da? Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este în legătura de săvârșire. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați. Nu zice, au fost aleși și chemați. Zice, pacea aceasta cu Dumnezeu, cu care eram în război prin păcat, acum se face pace. Pacea aceasta la care ați fost chemați, care nu lasă loc pentru păcat, pentru răzvrătire, pentru gustul meu, pentru căile mele. Știi, Doamne, noi o să-ți purtăm numele. Purtăm hainele noastre, mâncăm mâncarea noastră. Știți cum zice versetul? Șapte femei vor apuca în ziua aceea poala unui singur braș cu ce? Purtăm hainele noastre, umblăm în căile noastre, facem dar îți purtăm numele. Nu. Pacea aceea cu El nu lasă loc pentru treaba asta. Nu-i doar un contract. Știi? Facem ca noi și zicem că suntem pe numele Lui. E totul pentru El, pentru că ne-a iubit. Totul. Primești haina Lui, de preferirea Lui. Primești bunătatea lui, blândețea lui, intri în pacea lui. Zice, pacea aceea la care ați fost chemați, pacea lui Hristos la care ați fost chemați, să încăpiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și mai zice ceva. Ultimul cuvânt pe listă. Ce ți se mai face? Să fim. Zice, și fiți recunoscători. În final, aceasta este cumva coroana neașteptată a caracterului creștin. Nota care va merge prin miliardele de ani ale împărăției veșnice în sufletele mântuiților va fi acest ultim cuvânt. Clar că vor fi în pace, clar că vor fi îmbrăcați în dragostea lui Hristos, clar că vor fi un singur trup, nu vor avea frecușuri și neînțelegeri așa între frați. Clar că, nu? Toate acestea vor fi fost împodobirea
caracterului lor. Dar ceea ce cel mai tare se simte în veșnicia lui Dumnezeu este recunoștință. Fiți recunoscători. Mireasa care zice, nu pentru că a fost o foarte drăguță, de-aia m-a luat. Asta poate se potrivește la oameni, dar nici de cum nu-i cazul miresei lui Hristos. Citiți Ezechiel 16, în gând, nici măcar nu puteți citi cu voce tare, pentru că un paragraf, un capitol foarte aplic. Deci erai așa, deci erai așa, și de acolo te-am luat. Cu toată rușinea când m-a apropiat de tine, că toți se uitau la mine, că uite cu cine are de-a face. De acolo te-am luat. Și te-am strâns la piept și te-am spălat și te-am îmbrăcat în insuțire. Și te-am pus haine de împărăteasă și așa. Nu? Mireasa Domnului. Însă simt. Mireasa. Hai să citim măcar ultimile două versete, ca să nu pot citi tare. Ezechiel, capitolul 16. Dar îmi voi aduce aminte de legământul meu făcut cu tine, nu? Când ne-a promis că ne face dobornică. În vremea tinereții tale. Și voi face cu tine un legământ veșnic. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta. Te vei rușina. Și ceva mai jos. Voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul. Și ultimul verset. Ca să-ți aduce aminte de trecut și să roșești și să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul. Dar în fața dragostei Lui se topește și acest simțământ. Pentru că nu rușinea va rămâne veșnic, ci dragostea va rămâne veșnic. Dar în clipa aceea zice că așa va păți mântuitul. Zice, când o să înveți și o să simți în conștiință tot ce ai făcut, și o să te doară pentru că simți că te iubești. Și ce când îți voi ierta tot ce mi-ai făcut, vei roși și nu mai deschide gura de rușine. Recunoștința, pentru că în felul acela, deși am fost, ne iubești. Și acum întrebarea este, cum plătești tu așa dragoste? Ce o să facă mireasa? Ce-i dă și ea lui? Că el îi dă, e tot universul acesta, dragostea veșnică. Locul în inima lui de Dumnezeu, care este oricum, aproape nici nu contează, față de dragostea lui Dumnezeu. Și în plus de asta, cetatea sfântă. Și în plus de asta, pomul vieții. Și râul vieții curge pentru tine, cum spuneau versurile frumoase cântări, care o ascultam și o mai și cântam câteodată. Prin harul lui Dumnezeu și prin inspirația fraților acei prezenți. Râul vieții curge și pentru tine. Și toate aceste lucruri care le-a făcut Domnul Sfânt, astea sunt bașca, sunt așa, în plus, bonusul. Dar cel mai mare e dragostea Lui, care te-a câștigat. Și te-ai lăsat câștigat. Ce-ai preferat să stai acolo în față și să nu fugi. Chiar dacă ai roșit și te-a primit și te-a luat de mână și te-a dus în curțile împărăției cerești și te-a prezentat Tatălui. Și a început să cânte corul ceresc. Și a început să cânți cu ei toți, pentru că așa e bucuria cerului. Cum te simți? Care este răspunsul inimii mele și răspunsul inimii tale la bucuria și slava lui Dumnezeu? Și acum să vedem. Cu ce să întâmpinăm și noi pe Domnul, dacă tot vine să ne ducă la inima Lui și la împărăția Lui? Mica 6 cu 6 înainte. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Cu ce mă voi pleca înaintea Domnului, celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul meu, versetul 7, cred că am sărit eu puțin aici, cred că am copiat. Haideți să citim, sau dacă cineva are deschis deja, să citim întreg acest pasaj de trei versete și să vedem cum spune. Zice, oare primește Domnul? Zicea versetul 7 începutul lui. Primește oare Domnul mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru eu meu născut? Pentru păcatul meu?
Cu ce te duci la Domnul? Ce dai? Că el a văzut ce are. A dat tot. A dat viața sa, viața Fiului Său. S-a dat pe sine, ce Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și ne ținând în seamă păcatele. Și ne-a poruncit nouă să propovăduim în păcate. Dumnezeu s-a dat pe sine. Noi ce-i dăm? Îi dăm dărdeci, îi dăm nu știu ce. Ce-i dăm? Primește Dumnezeu mii de râuri de unde ne. Zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce cere Domnul de la tine? Adică nimica toată ce cere Domnul de la tine. Zice, să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Cum răspunde? Cum răspunde? Cum e aia să faci dreptate, să umbli dreptate, să umbli nedreptate? Cum să iubești mila? Și altcineva a avut milă de tine, acum ia să vedem. Logodnica, dacă tot e pe numele prințului, e și el la fel de milostivă. Ia să vedem cum să poartă. Să iubești mila și să umbli smerit. Adică să ții minte de unde ai plecat. Nu? Și ce e vorba asta. Cu tare n-a uitat de unde a plecat. Adică are bunul simț, are smerenia. De unde a plecat? Ce dacă te-a făcut acum logodnică? Nu zicem că prin meritele noastre. Nu? Rămânem smeriți și bucuroși. Și acum să vedem cum simte El în inima Lui. Hristosul din anul 1991. Răscumpărătorul nostru însetează după recunoștință. Flămânzește după simpatia și iubirea acelora pe care i-a răscumpărat cu sângele Său. El așteaptă cu dorință de nespus ca ei să vină la El și să aibă viața. Și acum comparația. După cum mama așteaptă zâmbetul de recunoaștere al copilașului ei, care este ca un semn de că inteligența se dezvoltă, așa și Hristos caută să vadă expresia de iubire recunoscătoare, care să arate că viața spirituală a început în suflet. Ce așteaptă Domnul Iisus? Amărâți, încruntați, nu? Să împlinim fiecare poruncă, că așa trebuie. E adevărat că trebuie. Dar cum? În ce fel? În ce spirit? Zice, cum așteaptă mama zâmbetul copilului, așa așteaptă Domnul Hristos zâmbetul creștinului, care se bucură să umple în căile Lui, spre binele Lui trasat. Care arată că viața Lui Dumnezeu, viața spirituală, a început în suflet. Dacă Domnul Iisus jinduiește după asta, ca singura bucurie și mulțumire și fericire a sufletului Său, mi se pare că e foarte ieftin. Pentru că deja și-a câștigat-o în sufletele noastre. Recunoștința care când apare în inima omului, deja a trecut de la moarte la viață. S-a dovedit în spitale, în sanatorii, s-a dovedit că oamenii, când ajung să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu, se vindecă de boli trupești mult mai ușor. Deci e clar, eu nu sunt medic, mă cunoașteți o mare mașină de dreastră, că n-am dreptul să dau părere de pe tema aceasta, dar scrie, sunt oameni capabili și renumiți în lumea medicală care au dovedit treaba asta. Când știi că te iubește, când știi că nu mai e povară, de ce m-am îmbolnăvit? Păi iau de ce am făcut. Și m-am ajuns aici. Sau după caz, de ce m-am îmbolnăvit, nu? Când știi că te-ai iertat spre binele, că chiar Doamne ferește dacă ai pățit rău de tot, nu? Și s-a terminat cu viața aceasta, te înviază și duci pe miliarde, dar ce mai contează? Și cu bucuria aceasta, și cu odihna aceasta, și cu pacea aceasta, omul, în loc să continue să mai fie bolnav, de unde tot să se împăcase, nu doar cu boala, până și cu moartea. De fapt, ajunge să se vindece. De ce? Pentru că vindecarea e sub aripile lui. Dacă îl primește omul și ajunge să fie recunoscător, nu așa îl primește cu frică, da? Dar mi-a duce vindecarea, dar mai cere, nu știu cum și cum o fi cu mine, te-ai iubit. Ți-a spălat păcatele, te ia la sine. Dacă vor fi păcatele, cum e cârmâzul? Nu? Ca fundul cântării de negre. Să vor face ca zăpadă. Gata! Hai să-l primim! Și atunci zice, să vedeți ce se întâmplă în om. Din ea de care 116.
De-a lungul veacurilor, păcatul și-a mărit influența pe care o avea asupra neamului omenesc. Deși prin fals, ci prin născocire, Satan a aruncat umbra interpretării lui asupra Cuvântului Dumnezeu și a făcut oameni să se îndoiască de bunătatea sa. Totuși, iubirea și durarea Tatălui n-au încetat să se reverse în șuvoaie bogate către Pământ. Dacă ființele umane și-ar deschide către cer ferestrele sufletului cu recunoștință pentru darurile divine, ia uitați ce se întâmplă. Ar năvăli înăuntru un torent de putere vindecătoare. De ce nu ne vindecă Dumnezeu sufletul și trupul? Ținem ferestrele închise, cu jaluzelele trase și plângem amărâți înăuntru. Dacă și-ar deschide omul ferestrele spre cer cu recunoștință, pe ferestrele acelea deschise, nu doar ar urca recunoștința. Până la urmă, ce-i dăm Domnului? Așa un zâmbet, îi mai cântăm ceva, îi mai lăudăm sufletul. Cumva, în cuvintele sau în gândul nostru, ce-i dăm Domnului? Ce pe ferestrele acelea ar coborâ puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Alt gând, 100 de pagini mai încolo, pagina 251. Nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului și trupului ca spiritul de recunoștință și laudă. Ce mai faci cu tărescule? Te întreb cu frații, cu prietenii, când te vede. Ce mai faci? Ne mai pomeni, mulțumesc Domnului, s-a înnoit bunătățile lui în fiecare zi. Nu merită. Așa răspundem. Sau suntem ispitiți, zice, măi, să vezi ce am pățit de când nu ne-am mai văzut. Uite. Și spunând, ți-aduce aminte și de celelalte, că așa e mintea, nu? Dacă o iei pe bucuria lui Dumnezeu, uiți de tot necazul și tot spui. Și ți-aduce aminte de, uite, dovezile bunătății. Dacă o iei pe amărăciune, tot astea ne le aducem aminte. Și când ai terminat de spus, și aduce și celălalt aminte, o, să vezi și eu ce am pățit. Întrebare. Păi cine prostăvim noi când spunem asta? Că oricum nu pe Domnul Iisus, că nu vine la El. Nu? Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile noastre, fix recunoscători, este o datorie categorică aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire. O datorie tot atât de mare ca aceea de a ne ruga. Dacă ne îndreptăm spre cer, cum putem merge ca un grup de oameni care jelesc, gemând și plângându-se tot drumul până la casa Tatălui nostru ceresc? Unde te duci? Oh, la cer. Cum poți să fii? Nu te crede nimeni. Și recunosc cu amărăciune că și eu tot așa am făcut. Nu. Ne cunoaștem unii cu alții. Suntem ispitiți, face parte de firea pământească, să bombăne și să se amărească. Erau pe pământ. Ce dacă? Pavel spunea, cetățenia mea nu-i pe pământ. Nu mă prinde. Cetățenia e în ceruri. Deci era bucuros. De aceea zice acolo, bucurați-vă întotdeauna. Și iară zic, bucurați-vă. Păi de ce? Că se bucurau prea tare, frații, din Grecia? Sau tocmai pentru că erau amărâți? Ca și în Dacia Felix, în țara noastră sau în alte părți. Nu? Nu știu, frații care ne urmăresc online pe unde sunt și cât de plin de recunoștință și de bucurie sunt, sau dacă și dumneavoastră sunt ispitiți tot să amărească. Nu? Haideți să întoarcem mințile și inimile.